Și o să începem povestea noastră din această seară. Și povestea noastră nu începe cu a fost odată, ci începe cu acum 300 de ani, primele două familii de evrei au primit dreptul de a se stabili în orașul Arad. A fost începutul unei perioade care treptat s-a ajuns la formarea unei mici comunități urmate de o creștere numerică semnificativă, un aport deosebit la dezvoltarea orașului și mai apoi de o drastică scădere numerică. Evenimentul de astăzi este înclinat marcării acestei perioade și deschide un șir de alte evenimente care se pot desfășura pe parcursul următoarelor 20. Cu atât respect și deosebită bucurie salutăm prezența unei atât de numeroase și distinse asistențe în țară și din afară. Și am să încep cu permisiunea dumneavoastră să salutăm prezența și să ne bucur acest lucru prin al preasfințitul Timotei Serviciu, arhiepiscop al Aradului, alături de preasfințitul Emilian Crișanu, episcop vicar, și de preacucernicii părinți, reprezentanți ai tuturor cultelor din Arad. Prin rabinul Federației Comunităților Evreiești din România, René Schaffer, alături de rabinul Aradului, Abraham Erfurt. Bună seara! Excelența sa Tamar Samaj, ambasador al statului Israel. Din partea primării și gazdele din această seară, viceprimarul Călin Viva și viceprimarul Bogdan Levente, bună seara. Din partea Consiliului Județean Arad, domnul președinte Iustin Cioca, bună seara. În partea Prefecturii Județului Arad, doamna Florentina Forgea, săruna. O călătoros, bună seara, sunt și conducătorilor la vârf a Universităților Vasile Bordișanu, pe domnul președinte Aurel Ardelea, bună seara. În partea Universității Aurel Vlaie, doamna Corector Cotuța Stoica, săruna. Intelectual de fundea iară, atunci directorul pentru România, Joint Distribution Committee, Israel Sabar, bună seara. Reprezentanți la vârfa Federației Comunităților Evreiești din România, președinți de comunități evreiești din Slovacia, Ungaria și desigur din țară, și protocolar la urmă, dar tot în rândul întâi, oști ardeni, veniți unii cu mari eforturi din mai toate colțurile lumii. Pentru început, ca să spunem așa, chiar dacă este cald, să-ți facem viața, să-l invit în fața dumneavoastră pe cel care este sufletul acestui eveniment, îl invit pe președintele Comunității Evreilor din Arad, pe domnul inginer Ionel Schlesinger, organizatorul nostru de cinci. Eu îmi permit să vorbesc, să mă ridică și în alături de microfon. Iubite surori, iubiți frați, evrei și neevrei, deopotrivă, începem astăzi o serie de evenimente venite să ne amintească despre o perioadă foarte scurtă în perspectivă istorică, dar plină de realizări și evenimente. O vorbi despre nașterea, creșterea și mai apoi drastica diminuare numerică a unei comunități. Probabil că ați găsit pe vorba de comunitatea evreiască. Dacă după război, în Arad erau peste 12.000 evrei, în urma traumelor suferite în perioada persecuției, cât și a neadaptării la, să zicem, rigorii de regiuni comunist, odată cu crearea statului Israel, marea majoritate au emigrat. Nu au plecat ușor. Țin minte prietenii mei când au plecat. Mulți au plecat prin câmpie. Foarte mulți își aminteau la plecare și se aminteau din pe
apoi un inginer, deci la chefând ca inginer, aici, dintre care o parte sunt prezenți acolo. Asta să dau și un exemplu, pentru că poate pe ecranul ăsta. Doamna Leopold Marta Indi, care se află alături de această sală, dar se merge foarte la un cap de vapor plângând. Purtând cu ea un săculez cu pământ de arață și recitând o poezie de mine. Mai târziu, într-o cuțară, după ce a devenit un cunoscut pictor, ultim italian la Paris, a pictat printre altul un tablou mare, al marelui Foi. Tablou care, nu știu dacă și astăzi, dar știu că era pictat la ambasada României din Paris. A mai pictat tablou coral, unele cu sopoze, altele chiar din amintire. Ceilalți foști, care de o dovadă a atașamentului lor cu acest oraș, din 5 în 5 ani se întâlneau lucruri în Israel. Ultima întâlnire a avut-o acum 16 ani, în anul 2000, la care eu, ca tânăr față de ei, am avut onoarea să fiu invitat în calitate de președinte al comunității din Arad. Atunci, având în vedere vârsta înaintată a organizatorilor, discuțiilor prezenți din mai toată lumea, am stabilit să nu mai aibă loc asemenea întâlnire, pentru că le depășește puterea. Și cum în multimilenară istoria poporului evreu au fost multe miracole, cred că și acum asistăm la un miracol. Mulți dintre cei care atunci se simțeau mântuiți, acum după 16 ani, chiar dacă mai toate cursurile lumii au venit la chemarea noastră să fie alături de noi, ca să își memoreze anii de trecut care le știu. Vă mulțumesc de inimă. Nu cum ai fost, dar prea ne-au venit. Iarăși, aș permite să dau două exemple. Aș aminti pe rămânitul cel sfântător în medicină, doamna Grecă, prezent aici, care, la vârsta înaintată, când a murit mama lui, a aflat că, de fapt, ea este evreică și că are rădăcinile grave. Noi lucrurile de la lui. Acum mulți ani a venit să-și caute rădăcinile și le-a găsit. S-a îndrăgostit de Arad, s-a îndrăgostit de comunitatea. Iată, iarăși, a ținut să fie alături de noi, împreună cu soara și cu soția. Să mai am un exemplu, Robert Nex, denumit dirijor și profesor. Care a dirijat câteva concerte la Arad, la Filarmonie. Noi ne-am îndrăgostit de, nu spun, femeile de la Filarmonie, cum s-au îndrăgostit pe un bărbat foarte frumos, dar s-a îndrăgostit de Arad. Acum, deși va cânta la Festivalul Enescu, va trebui să fie la București în ziua de 15, a venit pe la Arad, fără înapoi la Arad, poate pleca la București. Deci a făcut semnul ăsta o de-n spate. Deci, oameni care s-au îndrăgostit în primul rând de Arad și de populația Aradului și de atmosfera. Avem și urmași. Îl avem pe domnul Peter Vries, care a venit din Australia, care este urmașul unuia din cei primii doi evrei care în 1717 au primit permisiunea ca să-i stabile în armă, de la care noi acum am ajutat 300 de ani. Sau, nu l-am văzut, dar a spus că vine depozitul baronului.
Hai, mă, și altă vreca, aici, acolo vedeți, aici. Care iarăși, se pare că pe urmă e mulință, nu e destul de toate. Suntem recunoscători în altă locuție bisericești, fraților noștri, care mereu au dovedit că sunt alături de noi, suntem recunoscători, domnule ambasador al statului Israel, suntem recunoscători tuturor oficialităților, să mă scuze dacă nu i-am mintit, domnilor doctori care în loc au salvat viața, că ai venit de aici, toate că sunt de aici. Deci, nu vreau să intru în detaliile personalităților care sunt, dar îmi explic de cunoștința și mulțumirile pentru acest și pentru participarea la acest studiu. Și în ultimul rând, nu în ultimul rând, la urmă, doresc să mulțumesc primăriei municipiului Oraș, Consiliului Județean, Radului, Federației noastre, Joindului, care au sprijinit aceasta. Cu aceasta permiteți-mi să declar deschisă, să deschis circul de evenimente care marcează 300 de ani de viață. Președinte, și le zic greu, dacă tot vorbea și spunea și amintea despre primăria municipiului Arad, în continuare am să dau totul și am să-l invit în fața dumneavoastră pe viceprimarul Aradului, domnul Călin Ghivaț. Bună seara! În apre Sfinția voastră, de-a Sfinția voastră, domnule prim rabin, dragi reprezentanți ai cultelor, doamnelor și domnilor, bun venit la Arad și, nu în ultimul rând, bun revenit în Arad. Mă gândeam ce să spun despre evreii din Arad. Și pentru că exemplu e cel mai bun argument, îmi permit să vă spun. Primul teatru din România și din Arad, clădirea Încăi în Picioare, poartă un nume, Iacob Hirș. Multe clădiri, investiții în economie, în social și chiar în sport. Foarte un nume, Francis Neumann și familia. Prima tipografie din Arad, Heinrich Goldscheider. Lista ar putea să mai continue. Cred că sunt câteva exemple elocvente pentru ceea ce a însemnat în viața acestui oraș comunitatea evreilor. Citeam undeva în Kant și cu acordul dumneavoastră, citesc să nu greșesc, următoarea frază. Cerul i-a dăruit omului spre a-i recompensa toate greutățile trei lucruri. Speranța, visul și zâmbetul. Îndrăznesc să spun că evreii au reușit să treacă dintr-o istorie zbuciumată, sperând, visând, zâmbind și, în final, izbândind. Un prieten evreu mi-a spus odată că Dumnezeu dă poveri, dar Dumnezeu, în același timp, dă și umeri ca să le poți duce. Dați-mi voie să mulțumesc comunității evreiești din Arad că, de-a lungul timpului, și pe umerii lor au dus acest oraș mai departe. Stimată doamnă ambasador, dacă aș putea da istoria înapoi, aș fi unul dintre cei care m-aș opune din tot sufletul plecării evreilor. Nu mai pot da. Poate că istoria ne va zâmbi vreodată și se va putea să se întoarcă. Dacă va fi așa, noi așteptăm cu brațele deschise. Până atunci, primiți recunoștința noastră, gândurile noastre cele mai bune, mulțumirile noastre și un sincer, sincer, la mulți ani și multă, multă sănătate. Vă mulțumim!
mergem mai departe cu speranță, vis, zâmbet și i-am stat cu cuvântul domnului președinte al Consiliului Județean Arad, domnul Iustin Cionca. Bună seara! Înaltă preasfinția voastră, preasfinția voastră, domnule prim rabin, excelența voastră, domnule doamnă ambasador, onorate oficialități, stimate domnule președinte și dragi invitați, pentru unii dintre dumneavoastră vă spun bine ați venit la Arad, pentru ceilalți bine ați revenit acasă la Arad. Am avut ocazia să cunosc în aceste zile oameni admirabili, cu rădăcini arădene și pentru care județul nostru este o parte din sufletul lor, oriunde ar fi dus viața. 300 de ani de prezență neîntreruptă a comunității evreiești în spațiul ardean a fost pentru Arad ca un vis frumos. Județul nostru a fost un reper pentru Imperiul Austriac, apoi pentru Austro-Ungaria și mai târziu pentru România Mare și datorită implicării deosebite a evreilor în viața comunității, fie că vorbim despre cultură, afaceri, sport sau caritate. Iar astăzi, Aradul se mai hrănește încă din ceea ce comunitatea evreiască a construit aici în urmă cu un secol și jumătate. Unele dintre personalitățile emblematice ale Aradului sunt evrei. Aron Corin, un erudit european, Hirschel, care a construit primul teatru permanent din România aici la noi la Arad, Neumann, despre care vorbea și domnul viceprimar, cel care a creat cel mai iubit brand al Aradului, echipa de fotbal Ita și apoi Uta, și a lipit culorile alb-roșu definitiv pe blazonul virtual al Aradului. Alături de ei, medici, antreprenori, arhitecți, ingineri, profesori, au îndeplinit ceea ce profetul Eliahu le ceruse evreilor constrânși să ia calea privilegiei, să fie cetățeni loiali și folositori cetății. Iar evreii care de chiar așa au fost, chiar așa sunt. Comunitatea evreiască din Arad nu este foarte numeroasă, în schimb este foarte inimoasă. Am vizitat căminul de bătrân îngrijit de această comunitate și m-a impresionat modul în care sunt îngrijiți acolo vâznicii cu dragoste și respect. Am avut discuții cu oameni plecați din Arad și cu oameni care au rămas aici în Arad. Și m-a impresionat în mod deosebit că, în ciuda unui trecut strălucitor, aceștia nu au rămas cantonați în trecut, în istorie, nu se complac în ceea ce a fost, ci fac planuri de viitor, planuri mereu de mai bine, cu o ambiție specifică marilor personalități. Aseară, la masa oferită de domnul președinte Schlesinger, cineva a avut un discurs care m-a marcat. Spunea că dimensiunea unei comunități nu se măsoară doar în funcție de numărul de membri, ci în implicarea și activismul ei și în aspirația de a duce lucrurile înainte. E ușor să avansezi atunci când ești mare și puternic, dar adevărata provocare, sigur, marea satisfacție este să avansezi atunci când alții te percep firav. Iar comunitatea evreilor arădeni avansează.
și nu de una singură, ci proptind și iar adun, fiindu-i sprijin. Asta este adevărata virtute. Suntem un județ care respectă diversitatea, pentru că piesele diferite ale mozaicului etnic și confesional au format Aradul acesta de care suntem cu toții mândri. Consiliul Județean și-a propus să preia sinagoga, să dezvolte acolo un spațiu cultural european unic în această parte a Europei. Să recuperăm din valorile trecutului, din valorile comunității dumneavoastră și să le oferim mai departe celor care urmează după noi. În momentul în care aniversăm 300 de ani de la stabilirea primilor evrei în Arad, privind nu numai în trecut, ci și în viitor. Ceea ce a creat comunitatea evreilor din Arad și ceea ce ne propunem să creăm împreună ne va supraviețui. Au trecut generații și vor mai trece, dar mărturile frumoase și importante ale contribuțiilor evreiești în Arad vor continua să încânte și să ajute Aradul și Arădenii. Vă mulțumesc în numele Consiliului Județean Arad și a cetățenilor arădeni pentru lecția de viață pe care ne-ați dat. Aceea că, oricât de greu ar fi, întotdeauna, deasupra norilor, există un soare de care să ne bucurăm și oriunde ne aduce viața, căminul de unde am plecat rămâne o parte din noi. Vă mulțumesc! Doamnă, și anume pe doamna prefect Florentina Borgea. Să rămână, doamnă! Onorat auditoriu, în pofida multor încercări ale istoriei, comunitatea evreilor a contribuit din plin la dezvoltarea armonioasă a orașului nostru de-a lungul ultimelor 3 secole, iar astăzi, la acel jubiliar, se cuvine să-i arătăm mulțumire și prețuire. Evreii, alături de celelalte naționalități care au oferit orașului nostru caracterul multicultural, ne-au lăsat drept moștenire clădiri monumentale care contribuie la formarea acestui centru istoric monumental și aristocratic, mândria orașului nostru de pe Mureș. Să nu uităm nici de contribuția la indubitabilă dezvoltarea economică a orașului nostru din a doua parte a secolului XIX și până la venirea comunismului. Amintim doar de familia Neumann, de asemenea un simbol al Aradului, prin moștenirea patrimonială, culturală și sportivă pe care a lăsat-o orașului. Astăzi, într-adevăr, comunitatea evreilor este mult restrânsă numeric din cauze istorice și biologice. Însă trebuie să-i evidențiem și să-i felicităm pe domnul Ionel Schlesinger și apropiații săi, pentru eforturile deosebite pe care le fac pentru păstrarea tradițiilor acestei comunități și evocarea momentelor sale de referință. Îi mulțumesc încă o dată excelenței sale, doamna ambasador Tamar Samaș, pentru prezența domniei sale în orașul nostru și pentru suportul oferit comunității evreilor, dar și comunității arădene pe ansamblu. Pentru mine, reprezintă o adevărată onoare să particip la acest eveniment ce marchează cei 300 de ani de viață evrească în Arad. Mulțumesc mult, domnule Schlesinger, pentru invitație. Vă doresc tuturor să vă bucurați de o sărbătoare frumoasă și vă transmit cele mai calde felicitări cu ocazia împlinirii acelor 3 secole de la stabilirea primelor familii de evrei în perimetrul orașului nostru. Vă mulțumesc! Domnilor, sunt foarte bine cunoscute relații de frățești ale comunității evreilor cu toate cultele religioase ale municipiului nostru. Cu deosebit respect îl invit pe al preasfințitul arhiepiscop din Motei Serviciu să rămână părinte ca pe numele cultelor religioase prezente să rostească un cuvânt de sală. Sfinția Soasă și Domnule Părinte,
stimată și excelență voastră, doamnă, doamne președinte, domnul viceprimar, onorate oficialități, iubiți invitați și oaspeți, onorați membri ai comunității locale, aici și onorată asistență. Introducerea a fost făcută mai înainte în legătură cu toate grupurile. De fapt, fiecare are de spus din partea unui cult un cuvânt de salut pentru această zi importantă în viața comunității locale de aici. Partea Arhiepiscopiei Ortodoxă Române Aradu, aș vrea să spun că nu este o noutate pentru noi, cât și pentru celelalte multe, de a fi împreună astăzi, de câte ori la mari de sărbători, creștini și daici, suntem într-o vizită și pelerinaj reciproc. Unii la alții. De data aceasta este o zi mai deosebită în sensul celor 300 de ani de la statornicirea legală și, așa cum se spune și militație, cu multe viacuri înainte se înregistrează prezența evreilor așa în acest loc. Ne oprim doar puțin la acest secol al XVIII-lea care denotă o situație aparte care a permis legalizarea statornicirii unei comunități mozaice de arabe. Este un întreg secol de renaștere, am putea spune istoric, suntem în secolul care începe un nou ev modern și de asemenea și pentru țara noastră, care atunci, cum știm, partea aceasta din ea se afla sub stăpânire străină. Stăpânire care, la un moment dat, a fost obligată să recunoască libertățile care le cereau toate cultele. Desigur, era un cult dominant. Nu ne oprim asupra lui, pentru că fiecare își exercita într-un mod propriu libertatea de manifestare religioasă. Vreau să amintesc numai că cu un deceniu înaintea înființării stabilirii momentului pe care îl sărbătorim astăzi, s-a înființat și Episcopia Aradului. Iată că am putea spune rădăcinile istorice dovedesc o stare de comunicare deosebită între creștini și evrei. Și am putea spune, Aradul socotesc că excelează și astăzi, prin buna înțelegere între comunitățile diferite la etnie, confesiune, religie, și, desigur, celelalte structuri ale societății. De aceea, zicem că facem numai o coborâre în adâncul istoriei și ne place să credem că
aceste relații totdeauna au fost fericite, chiar atunci când timpurile n-au fost favorabile. Și de aceea ne amintim de multe ori, fiind împreună și aducând omagiul nostru înaintașilor. Unii, desigur, au avut și partea lor de suferință, dar ne-am încurajat totdeauna așa cum s-au exprimat și antevorbitori, speranță, speranță care a devenit astăzi un temei pentru noi ca să continuăm în prietenie, în bună înțelegere, tot ceea ce înaintașii noștri au clădit. Este cunoscută relația pe care rabinul locului a avut-o cu unul dintre eminenții conducători ai școlii teologice, care astăzi și-a reluat funcționarea după un timp de repaus, aș zice numai atât, pentru că mereu continuăm ceea ce am avut, ceea ce au clădit cei care ne-au precedat și ne-au lăsat în felul acesta o tradiție aceea. Nu aș vrea să renunțez cuvântul meu decât să amintesc domnul președinte al comunității. Ne-a încântat la început cu primirea care ne-a făcut-o și nu numai atât. Pentru invitația binevoitoare cu orice prilej al unui eveniment sărbătoresc al comunității de aici. După cum vă pot mărturisi și bucuria noastră a celor care reprezentăm Biserica Ortodoxă, aș zice, și celelalte culte, într-un climat ecumenic, căutăm să fim unii alături de alții atunci când zilele care ne amintesc momente istorice ne fac să simțim într același fel legăturile noastre spirituale și peste orice deosebire, așa cum obișnuim să zicem, căutăm să ne desfășurăm lucrarea comună și, desigur, și cea proprie fiecărui cult în societate și devotament față de poporul din care facem parte și din țara aceasta care ne este proteguitoare, ne acordă libertățile care sunt firești într-o vreme ca cea de astăzi, ne permite o propășire comună și să ne aducem partea cuvenită la progresul general. Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvânteze. Dumnezeu care este al nostru, al tuturor, și pe care îl mărturisim fiecare în felul său și după tradiția fiecăruia, lucru care ne permite să dezvoltăm și pe mai departe aceste legături frumoase. O mărturie despre aceasta este și momentul sărbătoresc de astăzi. Dorim comunității mozaice din Arad propășire, înflorire și să nutrim mai departe
aceleași simțăminte pe care le-am purtat, să zicem, numai de trei viacuri, dar cum spune și prospectul sărbătorii, de multă și de multă vreme și care este o garanție pentru legăturile viitoare. Vă mulțumim tuturor celor care încurajați această manifestare comună și totul spre binele general. A ținut neapărat să adreseze un mesaj președintele Comunității Evreilor din Nova Zanski, Slovacia, domnul Tomáš Lang. Who gave to the Jewish world
No one more eminent rabbis was in Vienna Some members of his family at that time had a better farmer, a better job. They produced and they are producing kosher products. I wish to have a Jewish community successful next 300 years at least. I wish to all inhabitants to the city happy and peaceful life and all the best for all of you. Thank you very much. I ask a friend of mine, Lionel, Doamnelor și domnilor, mulțumim tuturor antreprenorilor pentru frumoasele cuvinte exprimate. Asigurăm că atâta timp cât această comunitate va exista, va continua să fie un suport pentru membrii săi, pentru că sticla deja. Așadar, va continua să fie un suport pentru membrii săi, cât și un partener profund implicat în viața orașului, îndemnându-și membrii să continue a fi cetățeni loiali și pozitori ai României, fiind în același timp susținători ai statului Israel. Bun, doamnelor și domnilor, pe cel mai departe și intrând în miezul programului nostru, îl rog pe distinsul domn dr. Thomas Gordon să ia cuvântul în numele foștilor arădeni veniți de peste mări și țări. Cu parte, domnule viceprimar, stimată doamna ambasadoră de Israel în România, stimată domnule Maia, stimați reprezentanți ai cultelor, stimată Ionel Schlesinger, președintele comunității evreiești din Arad, onorată asistență. Pentru noi, evrei născuți în Arad, dispersați pe toate meridianele globului, cei mai mulți în Israel, este o mare bucurie, dar și o mare emoție să ne aflăm astăzi aici, în această frumoasă sală festivă a primăriei Arad. Am revenit în orașul drag al tinereții noastre spre a serva împreună cu frații noștri localnici și cu prietenilor de alte naționalități împlinirea a trei secole de existență evreiască la Arad. Perioadă istoric scurtă, dar care este însăși istorie. O istorie zbuciumată ca multe altele în istoria poporului evreu, dar plină de realizări cu care ne mândrim. Împreună ne vom simți iar tineri, vom vorbi de malul Mureșului, de plimbările cu Corzo, de excursiile la Căsoaia, de ștranf, de concerte, de teatru, de tenis, de fotbal, de tot ce a însemnat farmecul Aradului. Ne vom aminti și de câteva date istorice. Prima atestare documentară în mai 1717, baronul Ștefan Coza, comandantul militar al cetății Arad, a eliberat un document care permitea stabilirea în Arad a
două familii evreiești și asigură protecția asupra lor. Cele două familii s-au numit Isaac Elias și Marcus Mayer. În anul 1743 se menționa deja prezența a șase familii evreiești din Arad. În anul 1754 numărul lor a crescut la 24. Primii evrei s-au ocupat cu distilarea alcoolului, deși autoritățile limitau cantitățile de băuturi spiritoase puse în vânzare. Primul șef rabin al tinerei comunități evreiești a fost Aaron Cori, ales cu vârsta de 23 de ani, în anul 1789. Dânsul a funcționat în post până la moartea lui în 1844. Templul a fost construit între anii 1828 și 1834. În același an, orașul Arad a fost declarat oraș liber regesc. Reprezentantul regal, care a fost baronul Orții, a fost prezent la inaugurarea templului. Orga a fost introdusă abia în anul 1841. În scaunul rabinic au urmat câțiva rabini distinși, printre care Iacob Steinhardt, Dr. Alexander Rosenberg, Dr. Lajos Vagelgi și Dr. Iosef Nicolae Schenfeld. Pe urmă au mai funcționat rabinul Kestenbaum și rabinul Werner Barth. Trebuie să menționez că în Arad a mai funcționat o comunitate evreiască ortodoxă din anul 1904, în fruntea căreia a stat rabinul Yehuda Sofer și care a fost urmat de rabinul distins Joachim Schreiber, care comunitate s-a desfințat în anul 1949. Evreii au fost mici meseriași, liberi profesioniști, medici, avocați, profesori, ingineri, arhitecți, etc. În toamna anului 1940, elevii și profesorii evrei au fost eliminați din școalele de stat. Comunitatea evreiască arătană a reușit să deschidă în toamna anului 1941 Liceul Teoretic Evreiesc, în localul de vis-a-vis cu seminarul teologic. S-a recrutat un corp profesoral dintre profesorii care au fost eliminați din învățământul de stat. Mai târziu, atât pentru fete cât și pentru băieți, liceul s-a mutat într-o clădire de bulevard foarte aproape aici de primărie. Directorii liceului au fost Teller Heinrich, Cardoș Vasile și Dr. Schäfer Nicolae. Liceul nu a avut drept de publicitate în acei ani, dar după terminarea războiului mondial, în 1945, anii de învățământ au fost recunoscuți oficial. Aici trebuie să remarc prezența în cadrul corpului didactic al liceului evreiesc a unor profesori care predaseră paralel și în liceul Moise Nicoară, cum a fost profesorul Eduard Vănescu la istorie sau Mihai Domn la limba. După terminarea războiului mondial, elevii evrei au fost reprimiți în școală.
școlile de stat. Alte instituții evreiești în Arad au fost orfelinatul de băieți, orfelinatul de fete, asilul de bătrâni, casa de caritate, școala primară evreiască, spitalul evreiesc pe bulevardul Dragalina, sanatorul Terapia pe strada Iosif Vulcan. În anul 1941, deci în timpul războiului, bărbații evrei au fost primiși în diferite tabere de muncă, Sighișoara, Oliș, etc. În octombrie 1942, mai precis în 11 octombrie 1942, evreimea aradană a fost în mare pericol. Ei urmau să fie primiși în lagărul de exterminare din Belzec, Polonia. Două persoane arădene, șef rabinul Dr. Schoenfeld și baronul Francisc Neumann, s-au deplasat de urgență la București. Dânsii au alarmat conducătorii evreimii române asupra pericolului ce urma să extermine în curând evreimia arădană, mișoriană și luvoșană. Șef rabinul României de atunci, Dr. Alexandru Șafran, i-a alarmat pe arhiepiscopul Bălan al Transilvaniei. Dumnealui a venit la București și a reușit să o convingă pe regina mamă Elena și pe regele Mihai asupra pericolului de moarte ce plana asupra evreimii bănățene. Deși au reușit să-l convingă pe mareșalul Antonescu să retragă ordinul de trimitere a acestor evrei în lagărul de exterminare de la Belzec. Vagoanele care erau concentrate în gara Arad au dispărut. Astfel am supraviețuit noi războiului și Holocaustului, fiind printre puținii evrei din toată Europa care nu au fost trimiși în lagăre de exterminare. Pentru meritele ei deosebite, regina mamă Elena a fost distinsă cu titlul de drept între popoare acordat de Institutul Yad Vashem din Ierusalim. Acest titlu s-a acordat numai unor persoane care au salvat evrei de la nimicire în timpul celui de-al doilea război mondial. Nu uităm nici pe cei care au ajutat persoane individuale. Și aici mă refer că în septembrie 1944, în scurtul interval ocupării arabului de către trupele sarășiște, episcopul Andrei Maieru, la cărui personal pe rabinul Schoenfeld a să-i rugă protecție. În anul 1948, s-a înființat statul Israel. Evenimentul a fost sărbătorit și în Arad, în sala mare a Palatului Cultural Lin. Începând de atunci, evreimea arădată făcea încercări să obțină pașapoarte spre țara făgăduinței. Această acțiune s-a continuat ani de-a rândul, dar în special în anii 1950, 1951, 1960 și mai târziu. Aproximativ 400.000 de evrei au emigrat în decursul anilor din România în Israel. Pentru mulți,
începuturile vieții noi în Israel n-a fost ușoară. Numai puțini vorbeau limba ivrit, limba statului. S-au deschis școli speciale, numite Ulpan, cu durata de 5 luni, pentru însușirea limbii. Marea majoritate a celor emigrați a păstrat legătura cu locurile natale, a cultivat limba, a păstrat obiceiurile culinare. În Israel există și acum 3 publicații în limba română, Cenaclul literar. Deseori sunt spectacole cu îndrăgiți actori români la care sala este întotdeauna plină. Aproape în fiecare an s-au ținut întâlniri ale noilor veniți în țară. Una din cele mai mari întâlniri arătene s-a ținut în anul 1963 în hotelul Ramat Aviv din Tel Aviv, la care au participat circa 700 de foști arădeni. A fost prezent și ambasadorul României în Israel. Fostul tineret evreiesc arădan a organizat mai apoi în Israel și alte întâlniri în anii 1970, 1981, 1986, 1991, 1996 și ultimul în anul 2001. La aceste întâlniri au participat și foști profesori ai Liceului Evreiesc din Arad, ca de exemplu domnișoara Malvica Moise, Cici Merlau sau doamna Eva Balcani, fosta directoare a Liceului de Fete. La aceste întâlniri din Israel au participat și mulți foști elevi ai liceului, domiciliați în diferite țări de străinătate. La fiecare întâlnire s-au efectuat și excursii la diferite obiective turistice din Israel, ca Ramat HaGolan sau lângă lacul Kineret din Tiberia. În anul, la întâlnirea din anul 1991, a participat la întâlnire și domnul Radu Omescu, pe atunci ambasador al României din Israel, care era arătan și dânsul. Cu ocazia ultimelor două întâlniri s-a distribuit și cartea Istoria evreimii arătene, care în anul 1995 a apărut în limba română, iar în anul 2001 și în limba engleză. Cartea a avut un mare succes. The Jewish People of Arad, Life and History. Țin să menționez în mod special 3 persoane care au contribuit la apariția ei, și anume inginerul Waldman Ivan, care este în sală. Și urmă Dr. Taos Henry, care este la New York și a tradus cartea din limba română în limba engleză, și Dr. Cornish Gabor, care a finanțat tipărirea ei. Dacă sunt încă solicitator de carte, mai avem câteva exemplare, atât în limba română, cât și în limba engleză, la comunitate. Pentru noi, ultima generație de israelieni născuți la Arad, acest oraș reprezintă ceva unic, păstrat mereu în sufletul nostru. Acest sentiment l-am transmis și copiilor, și nepoților noștri, aducându-i în excursii la rătăcini. În încheiere, doresc să mulțumesc în numele tuturor participanților, domnului președinte al Comunității Evreiești din Arad, inginer Ionel.
Petringa pentru organizarea acestei întâlniri jubiliare de preț. De 308 membri, din care numai 145 evrei. Cred că 53 care se numesc cu ascendență evreiască. Deci, tineri, pe care părinți, dintre părinții lor, doar asta a fost evreu, că așa cum se știe, la evrei, filiațiunea merge pe linie maternă. Mai avem 55 de parteneri de evrei, soții, care conform statutului nostru sunt membrii de drept ai comunității și mai avem, spre bucuria noastră, 55 de membri afiliați. Deci ne evrei, dar care sunt și fac parte din comunitatea noastră și să fie alături de noi la activitățile noastre. Acum aș încerca foarte pe scurt să prezint câteva aspecte ale vieții comunității la ora actuală. Sigur că prima este activitatea de cult, pentru că prin definiție, o comunitate evrească este o comunitate organizată pe baza religiei. Deși la ora actuală, marea majoritate a membrilor, nu mai sunt religioși în adevăratul sens al cuvântului, sau cum înțeleg unii, religiozitatea, dar desigur toți avem această dorință de a păstra tradiție, de a păstra comandamentele morale ale religiei noastre. Desfășurăm marile sărbători, pe toate le avem în sinagogă, ocazia cu care sinagoga nu este chiar plină, dar din mai mult dintre emorele noștri, dar și săptămânal, în fiecare dimineața, sâmbătă dimineața, avem aceste rugăciuni, cinstim Shabbat, obligația a noastră. Așa cum v-am spus, dincolo de marile sărbători, viața evrească se limitează doar la aceste rugăciuni de sfârșit de săptămână. Desigur, avem multe reuniuni care ocazie o să vă arăt câteva aspecte cu care ocazie conducem, desigur, și teme religioase din istoria religiei poporului evreu, câteva aspecte care din viața practică religioasă trebuie să ne motiveze. Și, sigur, acum un alt capitol care este foarte important în activitatea noastră este organizarea unor evenimente pentru ca să asigură o viață comunitară. Membrii noștri trebuie să simtă că există o familie unde pot să vină, mai ales în ziua noastră, în această scară a valorilor, care este întorsă cu sus în jos, fiecare poate simte nevoia ca să știe că aparține cumva. Organizăm în fiecare an, cel puțin un mare concert, ocazie cu care sinagoga e plină, la care, desigur, că invităm populația Ramului, este un concert oferit a rădenilor, unul din protagoniști, Robert Max, este aici, a dirijat două concerte, unul din concerte a cântat corul filarmonic din Arad. Organizăm o serie de alte activități, dintre care servă ca la toate comunitățile de ziua vârstnicilor. Mai mergem în vizită la comunitățile frunzești, unde ne întâlnim cu frații noștri, comunitățile învecinate, Timișoara, Lugoj sau peste Hotare, la Sechea de la Beveș sau la Debrecen. Avem reprezentanți de comunități în Tăpon aici în casă. Există tradițional niște zile anume când toate comunitățile evrei din țară în aceeași zi țin așa numit eșetei, eșet care înseamnă curcubiu din limba ebraică și care vrea să arate diversitatea și unitatea diversității poporului evreu, ocazia cu care întotdeauna discutăm problemele evreice. Asta ne este, deci istoria evreilor. Desigur că
central ca o datorie dureroasă pentru noi este de a comemora în fiecare an Holocaustul. La aceasta și țin să arăt și să apreciez totdeauna frații noștri creștini sunt alături de noi la această comemorare. Se organizează și în multe instituții, alte instituții ale universităților, la primărie, organizăm deseori întâlniri cu evrei. Iar nu știu, în sinagogă, le povestim. Să afle că evrei nu sunt chiar atât de răi. Spune, nu știu, niște texturi pe unii, dar tot la fel ca ceilalți și căutăm să propagăm această idee că trebuie să apreciez oamenii după modul cum contribuie la progresul societății, după modul cum respectă perceptele morale și nu după slavă pierde sau doamnă ferește să fie de asemenea, an de an se organizează Festivalul Minorități, să vă rămâne cu Părintele Blas, care ne-a invitat, ne-a luat cu invitația. Ultima oră când am fost, formația noastră a fost de două persoane și așa reflectă numărul comunității noastre. Și din aceste două persoane, la ora actuală, băiatul este cantor la București, s-a curat de la noi, iar fata este studentă la Cluj, la muzică. Aceasta este situația, din păcate, noastră. Așa am organizat diverse activități, cum ar fi această universitate, se vrească cum se numește Bereșit, a fost arat, au participat de 300 de persoane, sperăm că a fost o reușită. O preocupare de baza noastră este această asistență socială și medică. Noi avem o grijă deosebită de bătrânii noștri. Sigur că grijă aceasta, să spun așa, fizic, trece prin noi, dar asigurarea bazei materiale pentru această activitate vine de la donatorii din Statele Unite, în special prin agenția aceasta Joyce-ului, care acolo e reprezentat director, era aici în sală, ajuns acum, domnul Israel Safar, care e mulțumit totuși pe această cale și cu contribuția federației noastre, cu care ocazie mulțumim domnului președinte Reblai pentru acest ajutor pe care îl aportă. Această asistență medicală, socială și medicală, se manifestă inclusiv prin ajutor la domiciliu acordat vârstnicilor noștri, care constă în serie de activități, dar în primul rând începem cu partea medicală, pentru că majoritatea, cum se știe de fapt, sunt oameni bătrâni, de foarte multe ori neputând să-și asigure singur o existență cât de cât. Aș putea să vă spun de asemenea așa zice ajutor gospodăresc, care înseamnă diverse femei care merg acasă la bătrânii noștri, fac o presenie, în caz de nevoie, le fac cumpărături și așa mai departe. Aici sunt vingerașele care ne efectuează această activitate. Așa avem cămin pentru vârstnici. Suntem singura comunitate din țară care are cămin, pentru că mai este un cămin mai mare, mult mai mare ca nostru la București, dar acela este coordonat direct de Federație, prin Departamentul de Asistență Socială. Deci, ca și comunitate, nu suntem singurii care ne stăm la cămin și aici căutăm să asigurăm cele mai bune condiții rezidenților. O altă preocupare a comunității este această administrare a bunurilor imobiliare. Noi avem o serie de proprietăți, pe care o parte sunt ale Federației, partea ale comunității, sunt o sursă de venit cu care se completează sumele pe care le primim din străinătate, pentru că putea întreține aceste activitățile noastre. Vreau să precizez, nu se referă numai la comunitatea Ierasa, este vorba de întreaga rețea a federației noastre, toate comunitățile din țară au asemenea activități.
De asemenea, o grijă deosebită avem față de cimitirea noastră. Desigur că la ora actuală, cei mai mulți care de sunt în cimitir, din ce în ce mai mulți, suntem din ce în ce mai mulți. Asta este situația noastră. Iar, ceea ce doresc nu să mă las, dar să evidențiez diferitele căi de colaborare pe care le avem cu o serie de instituții. Cu primăria am ținut să dat prima o dată în această sală s-au desfășurat activitățile comunității noastre. Sinagogă, orga, a fost restaurată cu sprijinul primăriei și foarte multe acțiuni ale noastre avem o această înțelegere și o extraordinară de colaborare. Cu muzeul din Arăt, avem și foarte multe relații, de multe ori s-au organizat expoziții, noi căutăm să facem cunoscut publicului Arătan, cunoscut pe bine, sunt foarte multe aspecte din, nu numai din viața noastră a evreii, ci din viața din Israel. Dar în fapt, avem un foarte mare sprijin, aici, de exemplu, este precedentul ambasador al Israelului, care a deschis una din expoziție, a avut alte expoziții, și altele organizate la Arăt. Iar tot muzeul mai găsuiește o serie de încăniri pe care avem cu elevii. Elevii care sunt scrisă sunt foarte receptivi și foarte interesanți să afle și de alte populații, ca să spun așa. E o inima foarte deschisă și noi considerăm foarte importantă această activitate, lui frumos să spun așa, cu ele, da? Ținem foarte mult la aceasta. Cu inspectoratul școlar, de asemenea, bineînțeles, avem aici, am ținut să arată o fotografie, sinagoga plină cu ele, care a ascultat expunerea domnului Liviu Pieriș, care este președintele Asociației Victimelor Holocaustului. S-au pus foarte multe întrebări. Ieri au fost foarte interesați să facă aceste lucruri și noi considerăm că este foarte important ca să se cunoască adevărul. Fără extraterestre, o parte, nici de altă. Și noi întotdeauna, când vorbim de trecut, și amintim de ororile trecutului, niciodată nu uităm să menționăm că cei creștini care în acele vremuri de restriște, uneori, punându-și un pericol propria existență, au căutat să își ajute semenii suferință. Cu Universitatea de Vest a Sinagogii avem niște relații foarte bune, avem viață foarte bune și cu Universitatea de Vest, dar Universitatea de Vest avem și activități cu Centrul de Studii Udraici cu Universitatea, funcționează în sediul nostru, dar are o activitate prodigioasă și țin să le mulțumesc și eu. Publicația lor, care a fost la aceasta, un caz deosebit pe care aș dori să-l fac public cu primăria din Siria, s-a creat o convenție la inițiativa lor. Deci s-au organizat și s-au îndesat pe cimitirul de Brezdeva. De vreo 5 ani de zile, ei fac acest lucru și cimitirul este extras de bine. Vreau să spun acum că mâine vom organiza invitații noștri în cura Drumalvinului cu două autocare și prima oprire va fi acest cimitir din Siria, în prezența domnului primar și a domnului consilier și vrem să le mulțumim pe această cale pentru acest gest. Și, la urmă, dar nu în sfârșit, trebuie să amintesc relații deosebite pe care le avem cu celelalte culte, cu care, așa cum am amintit și în alta sfârșitul părintea Bicisco, avem deseori și pot să spun că de foarte mult timp aceste relații au depășit de mult nivelul protocolar. Sunt relații cu adevărat frățești, relații care
într-adevăr ne simțim bine. Aici am niște imagini cu sinagoga, care totdeauna la activitățile noastre, manifestarea toate de sinagoga, participă. E totdeauna împreună cu Nata Sfințitul, ca cu cel de sigurință, alături de la vin nostru și am avut o fază fericită majestatea sa regele Mihai, cum s-a amintit și de funcția domnului doctor Gordo, noi în onoarea regele mamă care a salvat pe regele. Am organizat mare eveniment în sinagogă și să se vorba binevoit să ne onoreze cu prezența. Dar tot așa cum frații noștri creștini vin la noi și noi mergem la ei. Fiind invitați, sunt imagini unde președinte, cum este și evreiești, este invitat la manifestările din biserică. Există în fiecare an, în primăvară, o zi de rugăciune pentru unitatea creștină. Este mulți ani de zile și președintele comunității evreiești este invitat. Și aici este obiceiul, da? Fiecare religie să spună o rugăciune din propria religie. Și vreau să vă spun, să vă împărtășesc o senzație care mă urmărește și trebuie ca niciodată. Una din întâlniri, întâmplător, a fost la o biserică catolică, dar putea fi la oricare. Am fost rugat să spun o rugăciune. Eu am spus singura rugăciune care o știu, care e cea mai scurtă rugăciune și care este esența religiei evreiești, Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ce înseamnă ascultă Israel, era singura rugăciune. Să vezi în această biserică, cu 300 de creștini se ridică în picioare ca să ascultă această rugăciune. Iar la urmă, zborul bisericii se intoneze evreul Shalom Alehem în patru limbi, vă spun că a dat eu, nu o să uit asta niciodată. Dar aceasta ilustrează atmosfera Maragului și relațiile care există umane. Aș mai vrea să vă dau promovere la acest capitol, tot în această sală, acum vreo 7 sau 8 ani, nu știu exact, organizația care se numește Consiliul Internațional al Creștinilor și Evreilor, unde am fost cam mult de ori să fiu invitat, care scrie-se de rasele de aici, multe țări din Europa, în fiecare an se desfășoară aceste întâlniri. Am avut curajul să invit la Arad. Au participat elegant din nouă țări. A fost o manifestare extraordinară de unitate frisească, afirmându-se importanța ca oameni de diferite religii să se adune la Arad. Fiecare rămânând din religia lui, dar învățând să se cunoască reciproc, să se respecte reciproc și să înțeleagă că diversitatea nu numai că nu este un factor de următor, ci este un motor al progresului societății. Și la urmă, iar își spun în final, Aradul este, din păcate, primul oraș, a fost numai unul singur, în care, din inițiativa fraților creștini, s-a organizat un meeting pro-Israel. Iată, deci, asta este. Acum, doresc să Am
Vreau să spun că această comunitate a reprezentat foarte pe scurt, să prezint aspecte foarte de viața acestei comunități. Din păcate, această comunitate îmbătrânește și nu avem. Dacă nu se mai întâmplă încă un miracol, dar au fost atâtea miracole, cum am spus, în viața poporului, că s-ar putea să mai fie unul, probabil că este un număr de ani, nu zic probabil, zic posibil, mai putem, pentru că ești atât de posibil. S-ar putea ca această comunitate, ca multe alte conflicte, dacă se face Europei, încetul cu încetul, să se știe. Da, da, în perspectivă istorică. Cultura pusă la cuvinte. Și așa este foarte important. Foarte important și rog pe doamna ambasador să poate să este foarte important. Foarte important este și va rămâne să spune am Israel mare. Poporul Israel poporul Israel a trăit. Mâine și poi, miercuri 13 septembrie, de la ora 19 la Teatrul Clasic Ioan Slavic Arad, avea un concert de muzică în Vest, în ales puțin de Bucharest Klezmer Band, cu participarea mai Astea Clezmer Band Morgenstern, iar poi, mâine și joi, 14 septembrie, la orele 19 la Sinagoga Neologă, avea un concert extraordinar, susținut de prim cantorul Shmuel Barzilai din Viena și corul de copii al liceului de Arad Slavic Nevoi din Arad. Și mi se suflă flacul de astă. Doamne, dar un soponu, trebuie să spuneți ceva sau faceți voastră invitația? Dar nu e adevărat. De ce faceți dumneavoastră invitația sau fac eu? Pentru mai departe, invitația. Îmi cer scuze pentru că nu pot fi la nivelul de comunitate. Azi, sensului actor, cine nu-l cunoaște, domnul Zoltan Lobaș, este actor al teatrului de stat. Nu știu că lumea de-o plecă este cel mai îndrăgit actor. De peste. Deci, eu o înfietate să vorbesc cu copilamit, dar trebuie să cunosc ceva. Deci, după aceasta, vă rog, sunteți invitați la o cină la mezanin, la Hotelul Continental. Am să rog pe distinși invitați specială să-i avem un mic separat, pentru că este foarte greu la pita lui Dumnezeu. Având în că este ok. Da? Iar mâine, de asta mi-am permis să iau microfon de la domnul Lovaș, pentru cei care vor pleca în coră cu autocare, vă rog foarte mult, la 10 fără un sfert, autocarele vor fi în fața hotelului. La ora 10 trebuie să plecăm. Nu vreau voie să staționez. Deci vă rog mult, fără întârziere, pentru că nu putem aștepta. Să vă rog să ne dați câteva detalii despre impresiile pe care vi le-a lăsat acest eveniment, despre importanța acestei seri și despre întâlnirea aceasta, care încununează 300 de ani de la venirea primelor două familii de evrei în Arad. 300 de ani de prezență evrească în Arad este o cifră importantă. În urmă cu câțiva ani am sărbătorit ceva asemănător la Brașov. 200 de ani. Deci, la Arad, primii evrei au primit dreptul de a intra cu aproape 100 de ani mai devreme decât în alte localități din Transilvania. Asta arată ceva foarte important și foarte valoros despre orașul Arad. Iar acest eveniment e uimitor. E rezultatul unei munci de mulți ani în care domnul președinte
Lionel Schlesinger a reușit să țină o legătură vie cu membrii comunității de peste hotare. Este un efort de lungă durată, ale cărui rezultate se văd astăzi. Evenimentul e mult mai mult decât a organiza un eveniment de 3 zile. Este a ține vie o legătură care doar s-a materializat prin aceste 3 zile. Spuneți-mi, vă rog, în linii mari, care sunt cuvintele care ar caracteriza comunitatea evrească din România în anul de grație 2017, conform calendarului creștin? O comunitate mică, dar care se încăpățânează să fie deosebit de activă. Chiar aici la Arad a spus domnul secretar general că a fost la o conferință, la o întâlnire evrească și au fost acolo pe grupuri. Comunități mari, comunități mijloșii și comunități mici. La cifră aparținem comunităților mici. S-a dus la grupul de comunități mici și s-a spus, dar Matale nu-i locul tău aici, Matale e locul tău la comunități mijlocii. Dacă măsurăm după numărul de activități. Și că la urmă se impune prin activități. Da. Iar acum spun despre oameni, despre activitatea comunitară, iar oamenii evrei din România sunt mândri de ceea ce sunt. Cetățeni de nădejde ai țării și membri de mândri ai etniei lor. Nu e o contradicție între ele. Feedback-ul primit de la populația majoritară, practic oglinda vremurilor în care trăim, care este? Eu sunt cea mai bună dovadă. Mulți evrei nu sunt întotdeauna recunoscuți după hainele lor. Eu chiar sunt recunoscut și mă plimb în București și în țară, în centru și la obor, ziua și seara și mă simt foarte bine. Nimeni nu m-a jignit pe față pentru că sunt evreu, dimpotrivă. Mulți care au cetățeni români care au lucrat în Israel mi se adresează cu saluturi în limba ebraică pentru că își aduc aminte că atunci când au fost în Israel au fost tratați ca oameni și primesc aceasta înapoi. 300 years of Jewish life in Arad is a historical event because we know that the Jewish community lived here for 300 years with good times and bad times. And for me, coming from Israel and discovering the life that was once here in Arad, with the community that lived together, and seeing that even today, all the community, the Romanian, the Magyar, the Jews, and all the religions can live together is a message of optimism. Even though what was once a great Jewish community with almost 12,000 Jews is today a very small community with old people, it is very important to continue and to keep the memory. We have to teach the children the memory and we have to teach them what happened, of the bad things that happened. The education is the most important thing. An event like that is important for the children, for the young generation, to know that hatred kills and that they should learn to appreciate and live together with the others. I had a chance of meeting people from the municipality, people from the academy, the Jewish community, and I'm sure that Israel and Arad especially
has a lot to do together. Oh, it would be cooperation, mainly in the academic field, possibly in the cultural field, and we have to verify the possibility of economic cooperation, because Arad is developing very well and very quickly in the economic field, and we are interested in cooperating with places like Arad, where we can have joint ventures. And I will come back to visit the city, because today was a very long day and I didn't have a chance to discover the city. And I wish everybody Shana Tova, because in Israel, in 2 weeks' time, it is the new year. So to everybody, Happy New Year.